Conceptul de reformă. Noi avem câteva întrebări esențiale pentru salvarea sistemului de pensii la care vrem răspuns de la această reformă. 1. Când și cum va rezolva guvernul problema valorizării mărimii pensiilor? Vor modifica autoritățile formula de calcul a pensiei pentru a asigura că valoarea pensiei plătite astăzi să corespundă cu valoarea banilor în momentul achitării contribuției? Noua formulă va fi aplicată retroactiv, să compenseze și pentru perioada 99-2016 sau doar începând cu anul 2017. Care sunt costurile pentru ambele variante și dacă acestea au fost discutate, negociate cu Fondul Monetar Internațional? Amintesc că aceste compensații urmează să fie achitate de la bugetul de stat. Întrebarea a doua. Când guvernarea va modifica legislația pentru a elimina pensiile privilegiate ale categoriilor menționate anterior? Parlamentari, membri ai guvernului, aleși locali, judecători, procurori. Aici nu sunt necesare resurse financiare suplimentare, dimpotrivă, se vor obține economii. 3. Când Casa Națională pentru Asigurări Sociale va pune la dispoziția cetățenilor softul prin care fiecare poate să-și calculeze mărimea pensiei? 4. Care sunt acțiunile concrete pe care le întreprinde guvernarea pentru a crește contribuțiile la Fondul de Asigurări Sociale de Stat și a evita falimentul acestuia? Vă mulțumesc!